Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție Piața Imobiliară cu Marius Mitrofan. Bună ziua, Marius, și bine te-am regăsit! Bună ziua, Felicia, și mă bucur că ne revedem după atâta timp. Astăzi aș dori să vorbesc despre ghidul cumpărării unei case, unei locuințe, care sunt pași importanți, de la ce trebuie plecat, care sunt etapele și până la urmă să obțineți casa mult dorită. Absolut. Cred că e important să știe fiecare atunci când se decize sau cel puțin se contemplează ideea de a cumpăra o casă, să știe la ce să se aștepte, exact cum ai spus, și probabil că ideea ți-a venit în urma unor experiențe de-a lungul anilor în care ai observat că cei care doresc să cumpere sau să vândă o proprietate uneori, nu știu, au nevoie de acest mic abecedar, ca să spun așa, să numim abecedarul... Da, da. Deci agenții de real estate, să spun așa, noi avem două datorii. Una este să cumpărăm case pentru clienți, în care suntem agenții cumpărătorului, și de cealaltă parte suntem agenții vânzătorului. Și astăzi m-aș ocupa mai mult de acest subiect, fiind agenții cumpărătorului. Pentru că ratele de mortgage la momentul ăsta sunt foarte joase. În ultima lună și jumătate am cumpărat pentru clienții mei undeva la 9 case, deci în partea de buyer, da. Și am vândut 4 pe partea de seller. Deci ce am remarcat în ultimul timp este că oamenii vor să intre să cumpere proprietăți datorită acestei rate foarte mici. Istorică nu s-au întâmplat să fie atât de mici. Ce înseamnă, ce înseamnă în cifre? În cifre, acum poți să iei, spre exemplu, până pe 1 iunie sau 15 iunie mai precis, până pe 1 iunie e bine să cumperi pentru cei care pun mai mult de 20% down payment, pentru că guvernul o să intervine cu niște reguli prin care scad, să zic, puterea cumpărătorului cu aproximativ 5%. Și din anumite surse pe care le am, între mortgage broker și bănci, din 15 iunie băncile se gândesc să mărească ratele cam cu 0,5%. Deci dacă acum pot să iei un mortgage la 1,5%, peste nici măcar o lună vei lua la 1,99-2%. Deci, da. Deci acum e o perioadă fantastică și mai este o oportunitate până pe 15 iunie să obțineți rate foarte bune. Foarte bune. Da, dacă crește rata cu 0,5, e ca și cum ar crește prețurile cu, 10%, să da, spun așa. Da. Deci este piața buyer-ului. Cumva, sau se mută în direcția. Este foarte interesant, este o piața sellerului. Știu, da. Că ultima oară când am discutat vorbeam mai mult de casele care se vând. Pentru că tot timpul sunt multiple oferte, da, și asta da, la că nu sunt foarte multe piețe, deci oamenii nu au foarte multe opțiuni, da. Dar pe de altă parte sunt ratele foarte joase și atunci și buyerii se îngrămădesc să cumpere. Da. Deci v-am spus, 9 cumpărări pentru clienții mei în ultima lună și jumătate este fantastic, adică, da. Și din cauza asta m-am gândit că ar fi bine să le spun oamenilor cam ce au de făcut dacă se hotără să cumpere, și ca investment și ca casă, ca sau și casă, proprietate personală în care pentru uzul lor, da. Deci e foarte important lucrul acesta. Deci din moști, să zic, din cele mai vechi timpuri, sunt trei elemente esențiale pe care omul trebuie să existe, cum să spun, cele mai importante elemente din viața omului sunt mâncarea, îmbrăcămintea și shelterul, adică acoperișul pe care se... Astea trei, astea da. Sunt cele esențiale, mai importante, esențiale. Da. Și acum, poate să, deci oamenii acum au șansa să închirieze sau să cumpere casă. Da. La închiriat, este o, cum să spun, mulți oameni preferă să închirieze. De ce? Pentru că este un commitment pentru un termen scurt. Sunt foarte, deci când închiriezi nu trebuie să ai grijă de absolut nimic,
seller, landlordul se ocupă de absolut tot, plătirea taxelor, îngrijirea proprietății și așa mai departe. Și atunci tenantul doar plătește. Deci este un fel de o zonă de confort pentru tenant, da. Și în același timp poate acest tenant să își strângă bani încet încet pentru a cumpăra, că visul fiecăruia este să aibă o casă. Sigur că da. Să aibă o casă. Este acum normal să fie așa. Da. Și când cumperi deja este este o gândire pe termen lung, deci versus când închiriezi, da. Și avantajele sunt multiple, o să vi le spun pe parcurs. Ce este important este că dacă, de exemplu, închiriezi, să zic așa, și dorești să modifici culoarea unui apartament sau să faci modificări interioare, totdeauna trebuie să ceri aprobarea landlordului. Da. Chiria crește în timp. Deci chiria crește în timp. În fiecare an, acum după noile reguli, crește cu inflația. Deci crește. Nu, deci ai o garanție că dacă ai. Exact. Apropo, asta e o întrebare. Dacă am făcut contract pe un an, s-a stabilit o chirie. Da, poate întâmpla ca în decurs de un an să se schimbe rata de chirie? Deci este o lege prin care nu se poate, se protejează, fapt, da. Dar în fiecare an se poate modifica cu cât spune guvernul, pe care și da. Directivele guvernului, ne uităm pe internet și găsim. De obicei e cam inflația, se mărește cu inflația, dar ideea este că în termen lung, dacă închiriezi, chiria crește în fiecare an. Deci crește în fiecare an, în fiecare an. Renegocierea contractului, de fapt. Exact. Da. Și acum depinde ce stil de viață are omul care locuiește în chirie. Părerea mea este că să cumperi ceva este mult mai interesant. Investiție în primul și în primul rând, dincolo în primul de orice. Și are niște avantaje. Da, are avantajele prin faptul că proprietatea respectivă crește în valoare în timp. Absolut. Deci asta odată. Apoi guvernul oferă ceva tax exemptions, deci nu plătești taxe, de exemplu, pentru dacă cumva este casa ta personală și vrei să o vinzi după un anumit număr de ani, să spui faci un 250-300 de mii de dolari, aceștia nu sunt bani taxabili. Deci nu sunt bani taxabili, deci este o chestie extraordinară, da. pentru oameni. Pe de altă parte, pentru prima dată cumpărător, first time buyers, guvernul acum oferă 4.000 de dolari rebate, deci pentru dacă ești un first time buyer, deci la land transfer tax, care este o salvare extraordinară. Deci practic pentru primele 368.000 de dolari, un first time buyer nu plătește taxe. Iar peste acest 368.000 de dolari, este excepțională. Plătește taxe, dar foarte, foarte puțin, cum am spus, cu rebate-ul. Acum, dacă, de exemplu, sunt eu o familie în care sunt doi membri ai familiei care unul a avut înainte o casă și celălalt nu a avut, aici se face un calcul, de obicei cam se dă un rebate de 50% la cel care nu a avut niciodată o casă. Deci sunt tot felul de variante care guvernul ajută, susține. Fapt, da, apoi alocă, este o legislație fantastică în Canada prin care cu 5% poți să-ți cumperi o casă dacă ai un credit bun. Dacă și acum discutăm bun. Și lucrul acesta. Da, și despre acesta, de calificare, da. Cum ar veni. Așa. Și deci și este o investiție sigură. În ultimii ani valorile au crescut. Țin minte când am început business-ul în 2005, una dintre primele mele cumpărări de case au fost ceva la 380-370, un link care acum ai 1.100.000, 1.200.000. Deci, vă dați seama, numai în 15 ani, practic s-a dublat, aproape triplat, da? Valoarea. Deci, da. Deci oamenii care au avut curajul la momentul respectiv și au ieșit din comfort zone, da? Okay, acum au o echitate în casele respective,
Iar cei care nu au avut și încă locuiesc în rent, nici acum nu e prea târziu, pentru că prețurile o să meargă și de acum în sus. Istoria se va repeta probabil de fiecare dată, nu rămâne aici. Probabil că peste 15 ani vorbim de alte sume, mult mai mari. Deci vrem să, acum să începem procesul. Deci când cineva are, de exemplu, 5% strânși în savings account, se poate gândi să cumpere o casă. Pentru cei care au o casă și care vor să facă un investment, aici trebuie să ai 20%, deci pentru a doua. Deci ca o comparație. Dar să spunem că vorbim despre first time buyers care nu au avut niciodată o casă, care locuiesc în chirie și doresc foarte mult să aibă propria lor locuință. Deci în primul și în primul rând trebuie să contactați un professional real estate agent care vă va îndruma în următoarele aspecte. Deci vă va recomanda un mortgage broker bun cu care lucrează și avantajul este că când lucrați cu mortgage brokers este că acești oameni au experiență, lucrează cu de la 40-50 de lender, deci pot să vă ajute și la o bancă la care sunteți afiliați, mai puțin cred că Royal Bank-ul, care nu are această afiliere, dar în rest absolut toate marile bănci. Deci se pot lua mortgage-uri de la marile bănci cu acești mortgage broker. Care e diferența între un mortgage broker și a te duce la banca ta? Este că la banca ta, de exemplu, te duci la o bancă, acel employee o să-ți facă credit score-ul și dacă nu-ți convine rata, dacă mergi la cealaltă bancă, îți face credit score-ul din nou. Și dacă se întâmplă asta de 2-3 ori într-o perioadă scurtă, îți scade credit. Exact, accesează tot timpul și este bine ca să știe lumea că de câte ori se accesează credit scorul. Scade credit scorul. Și de aceea, și plus de asta, mortgage brokerii de obicei au lucrat în bănci, au lucrat la începuturile carierei în bănci. Și după ce au primit experiență, 5, 6, 7, 10 ani, și-au deschis propriile lor companii și acum lucrează pe cont propriu. Deci au o experiență puțin mai vastă decât angajații băncii, să spun așa. Și îmi place ideea, deci nu spun că să nu te duci la bancă, este foarte bine, dar e bine să ai și a doua opțiune. E foarte bine, plus că lucrează cu mai multe bănci. Exact. Și chiar în piața asta actuală e foarte important ca real estate-ul care îți dă mortgage brokerul respectiv, ți-l recomandă, îl cunoaște, în primul rând știe despre ce este vorba, exact la cât se califică și la multiple over situation, dacă ești pus în situația să fii în multiple over situation, atunci știe pe ce să se bazeze, pentru că are cuvântul mortgage brokerului, știe exact suma și atunci nu este niciun risc. Pe când dacă agentul nu cunoaște angajatul băncii, angajatul băncii poate să spună că totul e ok, dar să nu aibă toate hârtiile necesare și să spună asta doar așa ca să vă facă plăcere, iar în momentul în care s-a făcut deja deal-ul, să-și dea seama că de fapt nu te califici la suma respectivă pentru că el probabil nu a avut dosarul complet. Și nu a văzut exact despre ce e vorba. Deci asta ar fi de o parte. Deci prima dată să știe exact cam la ce sumă se califică fiecare. Apoi să se gândească un maxim, exact. Apoi următoarea etapă este să se gândească la cel puțin 2-3 neighborhood-uri, zone în care ar dori să trăiască, bazat pe stilul de viață, ok, și bazat pe bugetul care îl are, ok. Deci asta e foarte, foarte important. Ce tip de casă ar dori? Adică sunt oameni care își doresc freehold homes, în care, de exemplu, sunt detach-uri, semi-detach-uri, townhouse-uri care nu plătești maintenance sau link-uri, dar aici trebuie multă întreținere, trebuie să ai grijă de front yard, de backyard, să ai grijă de casă. Exact. Deci dacă ești un high-end professional care nu are timp de așa ceva, atunci cred că mai bine ar fi să cumpărați un condo. În care în acel maintenance fee sunt incluse absolut orice, tăierea ierbii, datul zăpadă. Aia îmi place cel mai tare, partea cu zăpada. Și așa mai departe, mai ales aici în Canada, unde e 6 luni avem când zăpadă. Când e cald, mai plantez mai pun eu o floare, mai dar zăpada, dacă vine și scură sal cineva, este mană cerească. Exact. Și acum să ne întoarcem puțin la prima etapă, la prima etapă a precalificării la mortgage. Și aici e foarte important să vă spun că
în general, cum se calculează până la ce sumă ai avea șanse să cumperi maximum. Sunt două formule de calcul, deci una este GDS, deci gross debt service, și TDS, care este total debt service. Și acum diferența între ele este că la GDS este practic un raport între cât cheltuiești pe lună pentru casa respectivă. Asta mă refer la mortgage payments, care include interesul plus principal, taxele de proprietate și heating-ul. Deci aceste patru elemente care se împart la cât faci pe luna respectivă. Și de fapt legea nu te lasă să cheltuiești mai mult decât 28% din această sumă. Să spunem, dacă dau un exemplu, dacă să zic că ai face $1,000 pe lună, atunci nu te lasă să cheltuiești statul mai mult de 280, restul fiind pentru mâncare, casă, pentru te duce într-o excursie, mâncare, copii, educația copilor și așa mai departe. Acum există și, dar asta nu este cel mai, să spun, nu este indicele cel mai periculos, să spun. Indicele cel mai periculos este total debt service, care este aceeași, deci este tot așa o împărțire, un raport între cât cheltuiești pe casă, deci exact ca GDS-ul, dar se adună la numărător. Așa. Și alte lease-uri care le ai, alte payment-uri pe lună care trebuie să le faci la Visa și la alte, mă rog, alte datorii pe care le ai. Da. Și asta se împarte la cât faci pe lună. Și ăsta nu trebuie să depășească 40%. Deci, ca să fie sigur guvernul canadian că în momentul în care cumpere o casă, nu ești pur și simplu, deci nu mai ai bani pentru absolut orice, să trăiești. Ceea ce în alte țări probabil nu e așa. Și de asta zic că e un approach foarte bun pe care guvernul ia, să fie sigur că după ce ți iei o casă, să poți să trăiești relativ normal, să te bucuri de viață. Să mai poți să mergi într-un concediu, exact. Să mai poți să ai o mașină cât de cât bună, da. Să o lizezi, să poți să ajuți copiii cu educația și așa mai departe. O calitate vieții bună, exact. nu să suferi, pentru că atunci nu mai există satisfacția de a avea o casă, exact, nu? Exact. Pierdem această satisfacție, din păcate. Exact. Și atunci, deci, după ce se calculeze aceste două indicatori, deci 28% și respectiv 40%, ca să poți să cumperi ceva, pe acest indicator se calculează maximul la care te poți duce. Am înțeles. Acum, dacă ai un credit foarte bun, deci dacă ai un credit... Ce înseamnă? Scuză-mă, ce înseamnă? Un credit bun sau un credit slab? Un credit bun, să zic, undeva la 680, în zona 680-700, asta e un credit bun. De la 700 în sus este un credit foarte bun, 700-750, și cu cât te duci mai sus, chiar 800, cu cât te duci mai sus, cu atâta... să spun așa, banca îți oferă o rată de mortgage mai mică. Interesant, sau mai mare. Deci aici e o chestie foarte interesantă. Da. Cu cât ai creditul mai bun, cu atâta se pot face excepții. De exemplu, banca poate să spună, ok, pentru că ai 800 creditul, nu o să te acceptăm și un 42% în loc de 40% sau 43% în loc de 40%. Deci, pur și simplu, te ajută puțin și la cele formule de calcul. Au o marjă în care spune, domnule, omul ăsta are serviciu bun, totdeauna plătește în timp, nu are... Ești credibil. Deci ești credibil. Cu alte cuvinte, ești credibil în fața băncii. Exact.